Avem tot în evaluare un alt proiect privind dotarea ambulatoriului Spitalului Orășenesc Cernavodă. Este un proiect de aproximativ 1.600.000 de euro. Cofinanțarea orașului Cernavodă este de tot 2%. Se va achiziționa aparatură pentru ambulatoriu din cadrul Spitalului Orașului Cernavodă. Acest lucru va duce la îmbunătățirea actului medical, să zic așa. De asemenea, cum am mai spus, este în evaluare și acest proiect și sperăm la un răspuns favorabil. Noi zicem că da. Noi suntem optimiști și zicem că da, avem șanse să obținem finanțarea. Proiectul ăsta european pornește de la niște nevoi, nu? Pe care le aveți. Cu siguranță, da. Nevoile sunt ca pacienții noștri să înțeleagă că se pot trata acolo unde necesită regim de spitalizare continuă, se pot trata și în regim ambulatoriu sau eventual ospitalizare de o zi, pentru că în felul ăsta preîntâmpinăm și costurile suplimentare pe care le avem pe spital. Atâta timp cât noi putem, fără doar și poate, să rezolvăm lucrurile, numai și numai în ambulatoriu. Întotdeauna oamenii merg la medicul de familie, medicul de familie în general trimit către medicii specialiști. Trimit către medicii specialiști, dar partea de ambulatoriu. Pentru asta trebuie să dezvoltăm cât mai mult ambulatoriu, pentru că se pot face bani frumoși în acest regim ambulatoriu. Reabilitarea ambulatoriului presupune doar dotarea cu aparatură nouă, modernă și suplimentară sau și ziduri, tencuri, lucruri de genul? Nu, noi avem circuitele funcționale care respectă. Probabil că vom face ceva investiții doar ca să-i dăm o față mai frumoasă, nimic altceva, igienizări. Instalații sanitare, astea merg toate. Totul este funcțional, fără niciun fel de problemă. De altfel, noi avem autorizație sanitară funcționare fără plan de conformare. Probabil că este singurul spital din județul Constanța cu autorizație sanitară funcționare fără plan de conformare. Sper să nu mă înșel. Atunci, proiectul se referă la dotări. Numai la dotări, într-adevăr. Dotările pentru că partea de echipamente, că vă dați seama că nu poți să faci medicină fără să ai echipamente. Noi avem medici, urmează să mai aducem niște medici. În structura noastră funcțională o să mai creștem adresabilitatea cu specialități, nu știu, gen endocrinologie, urologie, toate specialitățile în general pe care nu le avem pe spital, pentru că spitalul ambulatoriu, Spitalul Orășenesc Cernavodă este ambulatoriu integrat. Deci specialitățile care se găsesc în spital se găsesc și în ambulator. Noi vrem să venim să aducem și alte specialități decât cele care sunt existente acum. Medici sunt doritori, avem deja cereri pe mai multe specialități care vor să vină, îi așteptăm, totul depinde de noi. Ce aparatură veți achiziționa prin acest proiect? Păi, vă dați seama, de la ecografe, osteodensitometre, nu știu, tot felul de echipamente pentru, eu știu, testarea la efort pe partea de cardiologie, echipamente care să ne ajute să putem să prestăm activitatea în regim ambulatoriu la cea mai mare performanță. E o listă lungă? Este o listă lungă. Este o listă lungă ca și număr de echipamente, dar ca și echipamente în sine nu sunt foarte multe. Exact ce vă spuneam, 5, 6, maxim 7, dar se mulțește cu numărul de specialități. Acestea pe care nu le aveți și vreți să le... Nu le-ați avut niciodată sau ați avut din ele, s-au învechit, a trebuit casate și acum lipsesc? Să știți că echipamente noi avem pe spital, nu am pus accent foarte mult pe ambulatoriu. Pentru că așa cum a fost trendul și este trendul în continuare, toată lumea vrea să interneze. Încercăm să facem educație, să înțeleagă lumea că dacă totuși nu este nevoie să te internezi într-un spital unde apare și disconfortul, eu știu, de a sta internat, mai bine stai acasă fără niciun fel de problemă și va înțelege lumea acest aspect, cu siguranță se va dezvolta și ambulatoriu. Cred că mai toate spitalele încep să tragă pe acest regim ambulatoriu și este cazul, dar aici trebuie să fim sprijiniți și de către medicii de familie. Că dacă medicii de familie ne sprijină, este mai complicat. Pentru că în momentul în care ai un plafon pe ambulatoriu, ipotetic, pentru că în general casa scam te contează tot ceea ce înseamnă ambulatoriu, cu siguranță nu poți să faci decât cu biletele trimite la medicul specialist sau medicul de familie. Din ambulatoriu, fără doar și poate, noi putem să internăm. Încă o variantă în plus pentru noi ajutătoare. Dar
v-am spus și cu scuze de rugare că mă repet, trebuie neapărat să încercăm și să fixăm odată faptul că putem să ne tratăm și în policlinica de odinioară, că practic asta înseamnă ambulatoriu. Da. Cam pe când vedeți proiectul finalizat, adică să vină informat? Nu știu, noi am făcut toate demersurile necesare în a obține proiectele, mă rog, în a obține aceste fonduri europene. Probabil că sunt pașii birocratici, îi așteptăm să vedem care sunt. Noi deja vrem să modificăm structura spitalului, sigur, eu vreau să modific structura spitalului cu înființarea și pe spital a unui compartiment de pneumologie, dar avem acei medici care au făcut cereri, condiție minim obligatorie ca să poți să înființezi o specialitate sau să o readuci în structură, este această cerere. Și voi demara procedurile necesare pentru a trimite către Ministerul Sănătății să modificăm structura cu aceste noi nou compartiment și, bineînțeles, noi specialități în ambulatoriu. Tot ce vreau să vă spun este că noi, absolut, facem toate demersurile necesare și aici vreau să spun că este implicată primăria la maxim, efectiv, pentru că dacă n-ar exista primăria și n-am avea bugetul generos din partea primăriei, cu siguranță n-am putea să facem aceste lucruri. Și nu o spun pentru că nu facem politică acum, câtuși de puțin, spun lucrurile reale, pentru că astea sunt, efectiv. Dacă nu ar exista sprijinul primăriei, n-am putea să ajungem aici. Know-how-ul în ceea ce privește aceste fonduri europene, bineînțeles, tot primăria l-are, în colaborare cu spitalul, pentru că asta este partea tehnică, noi trebuie să o spunem, dar fără ajutorul lor n-am putea să ajungem aici.